Am realizat așadar operația de adăugare a unei suite de produse în baza de date pentru aplicația noastră și pentru că sunt acțiuni repetitive, crudul acesta l-am tot făcut, dar mereu am încercat să fac câte ceva special, fie printr-o componentă live, ar fi să adaug niște funcționalități noi, așa vom face și aici, dar acum pentru afișare este o chestie destul de repetitivă și așa că o să trecem repede pentru deci am făcut create, pentru read o să mergem destul de repede să le afișăm și de asemenea aș vrea în același tutorial să facem și edit pentru cel puțin afișarea formularului pentru că am eu niște idei și aici, vedeți, tot timpul se apar chestii noi, nu sunt chiar repetitive așa copy și paste, apar lucruri și cerințe noi. Și deocamdată haideți să facem read, deci să afișăm lista de suite înregistrate. În primul rând va trebui să intrăm în VS Code, în controller și va trebui să mai adăugăm branch și section sunt pentru crearea, vedem că am selectat aici doar ID-ul și numele pentru secțiuni, dar aici mai trebuie să adăugăm această linie de cod, $suites, adică să transmitem vederii suitele pe care vrem să le afișăm. $suites egal cu suite, să nu uităm să îl adăugăm aici, să îl includem. Order by, deci nu sort by, ci order by ca să putem pagina. Order by automat invocă query builder-ul și aici pot să fac pagine. Dacă aș face sort by, obțin o colecție elogvent și nu mai pot să fac paginare. Deci order by name să fie în ordinea numelui și să paginăm. Bineînțeles, neavând aici niciun parametru, vor fi 15 pe pagină. Ok, deci asta și o transmitem aici. With suites, deci return view, să las un rând așa se vadă mai clar. Return view, admin. Deci vederea noastră, content suite list și avem ui suite suite și pe lângă branduri și secțiuni pentru că acestea ne trebuie. Deci salvăm aici, deci la ora actuală trimitem suitele și acum haideți să vedem vederea Blade. Vederea Blade am construit-o eu foarte rapid ca să nu pierdem vremea, deci după ce am comentat aici formularul nostru pe care l-am făcut, da, l-am comentat, acesta este formularul și acum avem table list. Am pus un titlu, suite list și am început să construiesc tabelul cu capul de tabel, deci head-ul tabelului. Name aici o să le facem împreună, număr de produse, vedeți, lângă nume voi adăuga numărul de produse. Poziția, clar, brand section, dacă e activ sau nu și actions, ceea ce înseamnă edit, delete, etc. Și deja aici for else suite, deci în t-body, deci în corpul tabelului, ce am adăugat o buclă for else, deci $suite suite și aici, ca să fiu mai clar că poate nu se vede, deci facem acel algoritm al nostru ca să afișăm corect numărul paginilor, repet încă o dată, dacă am pune doar $lupiterei și n-am avea pe fiecare pagină de la 1 la numărul paginii respective. Și atunci noi zicem $suite page mai mare ca 1, deci dacă este mai mare ca 1, avem această formulă $loop iteration, deci numărul curent al suitei pe pagină plus suite per page ori suite current page minus 1. Deci ca să deci adăugăm și de exemplu o să avem 45, 55, depinde pe ce pagină suntem, da? Dacă nu este mai mare ca 1, pur și simplu folosim $loop iteration. Este clar, acest algoritm l-am folosit peste tot unde am avut paginații. Și eu l-am salvat undeva așa ca să l-am, să nu mai tot stau să mă gândesc cum el, iau copy și paste și doar schimb numele modelului. Nu mai zic că aș putea efectiv să fac și o componentă blade simplă sau ceva, n-ar fi nicio problemă, dar nu. Nu prea îmi plac mie aceste componente Blade, adică parcă mai mult timp pierd să le țin minte decât să fiu eficient în utilizarea lor.
Dacă, nu știu, dacă aș avea site-uri, fiecare site are altă grafică, dacă aș face site-uri cu aceeași grafică, dar știu eu funcționalități diferite, poate aș încerca să folosesc componente Blade. De altfel, la fiecare mă adaptez și mai mult m-ar încurca dacă stau să fac din label-ul unui formular o componentă Blade, deja e prea mult pentru mine. După acela, Dollar Suite Name, dar aici va mai trebui să adăugăm și numărul de produse. Deocamdată nu avem cum. Dollar Suite Position. Asta vom adăuga componenta Livewire, pe care o știm. Nu, aici Position, deci e clar numărul poziției. Dollar Brand Section, asta iarăși nu le avem încă. Iar aici la activ vom adăuga componenta noastră Livewire pe care am făcut-o și care imediat îi dăm doar modelul. O să vedem imediat cum. Și aici pentru empty am pus un alert info că nu există nicio suită de produse înregistrată, iar aici foarte frumos am pus linkurile pentru paginație, Dollar Suites Links. Da, și haideți să vedem, salvăm tot. Și să vedem, n-avea rost să mai scriu tot codul ăsta live pentru că e oarecum repetitiv. Haideți să vedem ce avem și să vedem ce avem de lucrat. Dăm un refresh la pagină și noi știm că am înregistrat data trecută un produs, avem poziția 10, haideți să mai adăugăm, să zicem, pe 28. Deci îl iau, ca să-mi fie mai ușor, îl iau cu copy Ctrl-C sau să-l iau Ctrl-V și aici să scriu woman, poziția 20. Așa, select brand e tot ASICS, select section e tot AirShoes. Și adaug suita, new produs, a fost adăugat, o vedem deja că apare. Order by, nu poziții, ci față de nume. Aici poziția mă interesează mai puțin în tabel și vă dați seama că la alte suite vom avea aceeași poziție de se vor intercala. Deci vreau exact ca nume. Oricum o să facem pentru căutare să găsesc repede căutare. Editare aici e butonul. O să facem de editare și acum haideți să facem brandul și secțiunea să ne afișeze, precum și numărul de produse. Am zis că vrem în paranteză aici să avem numărul de produse. Și bineînțeles, în VS Code trebuie să mergem în modele și să implementăm aceste relații pe care nu le-am implementat. Deci la suite, o suită, deci relația one to many cu produsele. Deci vom avea public function products, return $this has many și vom avea product class, să nu uităm să o și importăm, bineînțeles, product class foreign key egal cu product va fi suite ID. Suite ID pe care nu-l avem. Da? Deci noi nu, când am proiectat tabelul products, nu l-am avut. Deci trebuie să creăm o migrație ca să ne creăm aici suite ID. Deci un produs poate aparține unei suite, nu mai multor suite, ci unei singure suite de produse. Deci, PHP artisan make migration și o vom numi add suite column to product table. Așa, stați să pun așa și să-i dau și un tag, să-i dau un tag table egal products. Mi-a creat migrația. Să vedem dacă mă duce direct la ea. Mă duce, deci table products. Așa, și schema. Deci aici vom pune
dollar table. Să zicem unsigned big integer și îl vom numi sweet ID și vom da și o valoare default 0 și să-l pun și nou la bol, să nu se zică nullable și default 0. Nullable ar trebui să fie înainte, din ce țin eu minte. Control S, stați că am pus aici. Trebuie să pun aici. Iar aici trebuie să am invers. Dollar table drop column sweet ID. Și acum să-i dăm și PHP artisan, PHP artisan migrate. Deci mi-a migrat-o și să verificăm totuși, să fim totdeauna verificăm. Și dacă ne uităm la structura tabelului în PHP MyAdmin, vedem că avem aici sweet ID, big integer, da, deci am făcut bine sweet ID, deci ne întoarcem în ne întoarcem frumos în VS Code. Deocamdată, bineînțeles că suitele noastre nu, suitelor noastre nu le-am atașat produse, deci toate trebuie să mi arate 0. Dar deci acesta e numărul de produse pe care l-am avea, dar să implementăm și relația inversă, să fim siguri, deci trebuie să avem models, content, să vedem aici la product, aici sunt toate relațiile noastre și să mai adăugăm, aici sunt pasurile, to photo, has many photo, așa, has one brand și aici has one suite. Și avem public function suite și vom avea control C, control V, belongs to suite, class suite ID, control S, să vedem, cred că l-a importat, că nu mi-l arată cu subliniat, deci l-a importat probabil la automat sau fiind aici, a nu, că am namespace-ul models content, deci tot ce e înăuntru nu mai trebuie importat, deci belongs to, deci am relația și într-un sens și în altul. Și haideți să încercăm să o afișăm, list blade, deci aici la name, după name, voi deschide o paranteză, voi avea $suite products count. Deci asta va fi numărul de produse și aici proț, ca să scriu și eventual pot să am și aici un span text info. Așa că știți că îmi place să separ informațiile. Control X și Control V după proț. Control S, haideți să vedem. Și cum mă așteptam, deci 0 produse. În caz, o să vedem ce o să facem în cazul în care avem mai multe produse, va fi aici un link și ne vom duce efectiv pe produsele respective sau ne vom gândi dacă eu parcă interfața de adăugare a produselor aș adăuga-o aici să nu aglomerăm prea mult produsele. Ok,
E mai logic aici, pentru că cu produse, teoretic, putem avea sute mii de produse, pe când linii de produse e mai ușor și atașăm, vom atașa produsele prin ID-ul lor. Cam cum am făcut noi, dacă țin minte bine, la cupoane. Așa. Când am atașat, mai putem să verificăm că avem aici cupoane, de să vedem users. Deci dacă e să adaug utilizatorii, vedeți, îi adaug cu user ID, dacă mai țineți minte. Deci ceva de genul ăsta vreau să fac și aici. Ok, și atunci ne întoarcem înapoi la Product Suite. Așa, să nu uităm până la urmă să facem și să rămână deschis aici, să știm unde suntem. Deci Control Panel Suite. Ok, și acum ce aș mai vrea să fac, să optimizăm puțin interogarea care obține aici 0 produs. Și cum vom face acest lucru? Deci în VS Code intrăm în Suite Controller și aici $Suites. Vom face, din rost să fie doar direct order by, vom face Suites with Count. Eu funcție aveți, puteți să dați la Ravel with Count, care face exact ce făceam noi, dar interoghează din prima, ca să nu avem with count products. Și atunci voi avea ca proprietate products count în suite. Acesta vom avea proprietatea products count. Nu mai va trebui un fel de scurtătură. Deja interoghează și obținem o colecție mai mare, care are și acest product count. Sigur că puteți să-i dați un DD aici la $Suite să vedeți exact ce, sau în documentație, nu mai stăm că parcă am mai făcut asta. Și în vedere, exact cum am vorbit, vom avea $Suite product count. Deci în loc de $Suite products liniuță count, obține direct aceasta. Mai sunt și alte funcții, products with max, with max din asta, deci aceste agregate, funcțiile astea agregate, clar sunt scurtături la Ravel. Așa, și acum trebuie doar să verificăm că totul este ok, deci la fel, adică că nu avem eroare. Ne întoarcem frumos aici, dăm un refresh și vedem, bineînțeles, că tot 0 produse, dar nu avem eroare. Deci înseamnă că mi-a calculat bine și asta. Position 10-20, acum trebuie să afișăm brandul și secțiunile pentru în acest tabel. Ok. Deci în modelul suite vom avea acum o suită aparține unei singuri, deci has one brand, da, și deci să facem, deci are mai multe produse, dar aparține unui brand. Public function brand. Return $this belongs to și avem brand class și aici la brand, bineînțeles, va trebui să aici nu avem ce să adăugăm, că brand are mai multe și noi aici avem brand ID. Brand ID, știm că l-avem, e suficient asta, controlez, credeam că mai trebuie să mai adăugăm, dar nu, e pentru că e pe partea asta, am proiectat deja tabelul suite, astfel încât să aibă relațiile one to many to, cu branduri și section. Section belongs to section și aici section ID. Și ca să putem și de la branduri și de la secțiuni să obținem aceste suite, deci trebuie să mergem, bineînțeles, aici în section, să vedem
Public products, public categories, deci după acesta una. Has many suites. Public function suites. Return dollar this. Has many și vom avea suite class și aici suntem în secțiune, deci section ID. Să fim siguri, oricum noi am respectat convenția de nume, deci am putea să nu mai punem, deci has many suites. Poate vrem să afișăm filtrele, să etc. Și aici la section și la brand. Deci după photos Ctrl V has many suites, dar aici trebuie să punem brand class și aici trebuie să punem brand ID. Ctrl S. Și ca să lucrăm tot așa foarte eficient, să nu mai facem, să nu riscăm să avem acea problemă N plus 1 queries, deci vom în suite controller. Deci aici, când obținem suite, avem WhisCount. Așa, pagina, o să le organizăm ceva mai frumos, să le scriem mai ordonat. Și aici vom avea Wiz. Și vom avea așa. Am zis brands. Și sections. Ca să le adăugăm pe toate. Ctrl-S, haideți să verificăm. A, dar înainte să verificăm, bineînțeles că nu avem ce verifica decât că nu ne dă eroare. Să punem aici $brand, deci aici vom avea $suite brand. Așa, apropo, înseamnă că deci $suite brand acolo, da, o să corectez acum. $suite section. Deci cred că aici trebuie, deci o suite aparține la singular. Brand și section. Ctrl S să ne mai uităm și aici, da, de section, deci aceasta este denumirea. De fapt, stați că am greșit eu aici, nu avem ce să facem, că aici e relația inversă. Brandul e unul singur, deci nu avem ce, nu ne dă asta pentru că nu are ce relație. Deci dacă aveam mai multe branduri pentru un suite, deci relația directă one to many, nu has one, nu avem ce face cu asta, deci oricum obținem, nu există n plus 1 carry pentru că interogăm o singură dată pentru fiecare, deci am greșit eu, dar aici contează WhisCount. Aici într-adevăr să adăugăm și aici $suite brand și $suite section și este suficient, ar trebui să ne apară. Dar din păcate nu o să ne dea, am observat eroarea, deci când dau un refresh aici nici gând să îmi arate, deoarece relația, după cum vedem, am greșit eu când am făcut numele coloanei, deja că dăm la structură în suite, numele coloanei este ID brand în loc de brand ID. O să-l schimb aici și o să-i zic brand ID, n-am fost atent cu convenția de nume, pentru că e mai dificil să... Brand ID mi l-a schimbat și change aici, iarăși o să am section ID. Și voi corecta și section ID, save, deci mi-a așa, browse și acum am brand ID, section ID și
voi face și aici, da, îmi dă brand, bineînțeles, îmi dă tot felul. Haideți să vedem, poate de aia mi-a dat tot obiectul brand, trebuie să dau brand name. Vedeți ce mare este, deci haideți să totuși să încercăm, probabil de asta nu mi-a dat mie cu UI. Deci acum ce trebuie să facem? Brand name, deci nu tot obiectul brand, ci doar name. Și aici Dollar Suite name. Controlez, ne întoarcem înapoi să vedem dacă am obținut ceea ce am vrut. Dăm un refresh la pagină și într-adevăr avem ASX-ul așa. Și ca să nu obținem atât de multe date să transferăm, să încerc eu acum să vedem dacă ne dă, încercăm împreună dacă ne dă bine, dacă nu lăsăm așa. Mie nu mi-a dat cât am testat singur și am crezut că e din cauza sensului relației. Dar acum am văzut că am greșit acolo. Deci ne întoarcem în VS Code. Să nu uităm să schimbăm și în primul rând pentru cei care vor face și vor lua codul de a gata să schimbăm un database aici la suite, deci nu aici am greșit, vedeți am ID brand și trebuie să am brand ID și aici section ID. Ctrl-S. Deci acum am corectat și aceasta, deci cine va lua și va rula. Asta se poate face, dar mi se pare mai trebuie adăugat coloana, e mai complicat să schimbăm din migrație numele coloanei. Putem să adăugăm ușor, dar de schimba numele sunt niște comenzi SQL mai complicate și am zis să nu pierdem timp. Acum ne întoarcem în Suite Controller. Ia să închid și migrația și să vedem totuși, eu parcă aș vrea să încerc să fiu mai eficient. Deci să încercăm doar cu Waze deocamdată și să-i dau brand. Așa și acesta va avea valoarea, deci o să am o funcție function de dollar query, cred că se putea folosi și sintaxa ca așa, dollar query și dollar query select. Doar name am nevoie, dar haideți să iau și ID-ul, că cine știe. Select ID name. Așa, și aici voi avea with brand. Da, și brand e name, deci ar trebui să-mi dea cam același lucru. Să vedem dacă îmi dă sau îmi dă eroare. Dacă nu corectez eu pentru tutorialul următor, o să vedem. Da, deci a rămas la fel, deci e ok, deci ASX și acum dacă dau doar brand, haideți să ne întoarcem înapoi să vedem codul, dacă tot am încercat să optimizăm. Deci în list brand, deci nu mai dau brand name. Aici o să dau doar brand, ca să vedem cât de scurt e față de tot obiectul pe care mi-l trimitea până acum. Deci ne întoarcem în Chrome, dau un refresh la pagină și vedem ce scurt este. Ați văzut la cât se întindea. Deci am doar ID name și ID, deci merge și într-un sens și în altul, greșisem eu convenția de nume. Deci aici să corectăm la fel name. Și să optimizăm și pentru secțiune. Deci aici asta ar fi o să facem mai separat. Putem să adăugăm în aceeași matrice, bănuiesc, with brand și următoarea valoare să fie, să zicem, section și function $carry
Și aici același select. Ctrl C, Ctrl V și bineînțeles să verificăm că n-am stricat nimic. Mergem în Chrome, dăm un refresh și mi-apar și de data aceasta transfer mult mai puține date. Pentru asta nici n-aș avea nevoie nici măcar de ID, da? Am zis hai să las că poate vreau să fac un click pe asta și să-mi filtreze automat în momentul în care fac un click pe ASIC, să zicem. Așa. Și activ aici ce mai avem de făcut, să introducem componenta noastră, pe care o găsim, bineînțeles, o luăm din VS Code, ne uităm și noi, deci în list blade, să vedem altă listă, să zicem un section, în list, e pe undeva pe aici, livewire, deci aceasta trebuie să fie, Ctrl-C, întoarcem înapoi aici, Ctrl-V și mai aveam model status și mai aveam, ia să vă mă ducem live-ul să vedem ce mai te puteam să-i mai dau ceva să fie fals. Deci în live-ul să vedem la views, să mai strângem pe aici ca să o căutăm, că am uitat cum am numit parametrul acela, deci views, livewire, admin, section status și aici aveam if show standard, aveam și model pro, dar o să iau Ctrl-C și mă duc aici și dau următorul parametru, va fi virgulă, pardon, ia ca să se și înregistreze, Ctrl-V, deci dollar show, între ghilimele, deci valoarea variabilei show standard va fi fals. Ctrl-S, deci aceasta e componentă, să nu arătăm și butonul de show standard, ci doar butonul de activ. Și acum vom trece din nou în Chrome, dăm un refresh la pagină și avem amândouă sunt inactive, cum așa, activ și activ, ceva, acum e să vedem și în baza de date, activ mi-arată 1 și acum tot 1. Inactiv. Ah, da, corect. Nu i-am dat modelul bun, vedeți, m-am grăbit și a luat el după ID, dar după alt model. Sper că n-am stricat nimic pe acolo să. Așa, cine modelul section. Da, haideți să trec înapoi, să-i le dau să fie amândouă ID-urile, să fie. Erau inactive, de fapt, amândouă mi-apăreau inactive. Nu știu cum să le fac, să le dau inactiv. Da, nici nu știu, o să ne uităm la secțiuni, să ia să vedem. Deci inactiv, versus vreau să fie activ. Să fie toate active astea, da, clar. Și acum să mă duc să schimb, cine știe cum calcula el pe acolo, de-i trimiteam eu modelul section standard și aici e model dollar suite. Așa. Ctrl-S și acum haideți să vedem încă o dată că ar fi bine. Deci modul product suite, acum mi-apar bine activ, inactiv, să vedem dacă mi l-a și schimbat. Da, avem unul activ și unul inactiv. Îl trecem și pe ăsta să fie activ. Și pentru tutorialul următor o să facem și editarea.